Haideți să ne ridicăm în picioare, citesc un singur verset din Cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 3, și anume versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Eu cred că sunt pentru a treia oară la dumneavoastră, dacă tot numărăm. De data asta v-am găsit mai mult, mai liniștit și parcă mai pocăit. Domnul să vă binecuvinteze. Nu spun pe cine cunosc și nu cunosc, eu nu cunosc foarte mult. Ultimii pe care îi cunosc, ultimii cunoștințe, e familia Dinescu, da? Copiii cei tineri și frumoși, care au ales ca de sărbătorile de iarnă să petreacă la noi în adunare câteva slujbe. O adunare în compania unor țărani simpli din Bucovina. Domnul să-i binecuvinteze. Și pe ei și pe noi. Am vrut să vin la voi cu o predică frumoasă. Toți predicatorii vor asta. Nu știu dacă am să reușesc, dar m-am tot gândit măcar să am o temă frumoasă. Și am ales versetul acesta care bine știu de dumneavoastră. Și mi-am propus să vorbesc de un Dumnezeu care ne iubește. E frumoasă tema? Să vorbesc de un Dumnezeu care ne-a iubit și care continuă să ne iubească. Ce-i mai frumos să vorbești decât despre dragostea lui Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Vine Ioan aici și ne scrie ce spunea Domnul Iisus, că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. O expresie pe mine m-a pus în dificultate și m-a făcut să mă tot gândesc. Iubirea lui Dumnezeu e prezentată la timpul trecut. Atât de mult a iubit. Și întrebarea mea, dar nu o mai iubește? Când a iubit Dumnezeu lumea? Atât de mult a iubit-o, cândva? Oare când a iubit-o? Și mereu aceeași întrebare, dar ce acum noi o iubește? Nouă ne place și eu cred că mai iubește și acum, nu? Așa cred eu. Și așa mi-ar place să predic, că Dumnezeu iubește. Aici pus-i drept gramatical la timpul trecut, că Dumnezeu a iubit lumea și în momentul când Dumnezeu s-a uitat spre lume, a iubit-o, a făcut un pas în a se apropia de lumea aceasta și ne-a oferit nouă pe Domnul Hristos ca să moară pentru păcatele noastre. Și în 2 Corinteni, capitolul 5, spunea că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le socoteală păcatele și nouă ne-a încredințat, spunea Pavel, slujba acestei împăcări. Deci Dumnezeu era în Hristos pentru că iubea lumea și a împăcat lumea cu sine, prin jertfa Domnului Iisus. L-a dat pe Domnul să moară. Ne-a iubit? Ne-a plătit păcatele, ne-a răscumpărat acum. Ne-au făcut făgăduințe mari. S-au dus la Tatăl și ne-au trimis și ne-au botezat cu Duhul Sfânt. Sunt dovezi ale iubirii? Și au spus că mă duc să vă pregătesc un loc, Ioan 14. Și când e gata locul ăla, vin și vă iau și o să fim totdeauna împreună. E dovadă de dragoste? Slăvit să fie Domnul! Bun, ce trebuie să facem noi? Ioan spunea în 4:17, noi îl iubim pe el, epistola, pentru că el ne-a iubit întâi. Deci el ne-a iubit întâi, a avut o dragoste inițială, ne-a iubit, a demonstrat-o și acum văd ce fac bucureștenii. Ce facem noi? Ioan spune că noi îl iubim. El ne-a iubit și noi îl iubim. Slăvit să fie Domnul! Eu nu mi-am propus să vorbesc de dragostea noastră față de Dumnezeu. Nu, tot de dragostea lui Dumnezeu față de noi. De aici vreau să vorbesc. Dar întrebarea mea este, noi îl iubim pe Dumnezeu? Îl iubim toți? Dumnezeu să ne ajute, amin? Putem demonstra lucrul acesta? Domnul Iisus vine cu o recomandare interesantă. Spune că Dumnezeu ne-a iubit, ne-a mântuit, ne-a împăcat cu sine. În Ioan 15:9, partea finală spune, rămâneți în dragostea mea. Adică s-ar putea să nu rămânem în dragostea Lui?
Sigur, dacă ne face recomandarea rămâneți, înseamnă că se poate să nu rămânem. Ce avem noi de făcut este să rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? În Efeseni, capitolul 4, versetul 1, spune: iată ce vă sfătuiesc eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Dumnezeu ne-a făcut chemarea, răspunsul nostru e vrednicia. El ne-a chemat, iar noi ne arătăm vrednici. Doamne, ajută-ne! Dar ce se întâmplă dacă nu rămânem în dragostea lui Dumnezeu? În Roman 14 cu 17 vorbește de împărăția lui Dumnezeu, nu? Care nu-i mâncare și băutură, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În Luca 17 cu 20 și 21 spune că împărăția e în mijlocul vostru. Deci aici e o împărăție, împărăția are hotare, are granițe. În Efeseni 3 cu 18, ca să cunoașteți împreună cu toți sfinții, care lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea. Deci sunt niște hotare ale împărăției. Noi trebuie să rămânem în hotarele astea, nu? Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Dar dacă nu stai, ce se întâmplă? Duhul Domnului, spune judecători, îl mișca pe Samson între Țoria și Eștaol. Ce-o căutat Samson la Gaza, la Timna? Ce-o căutat? Ca să radă în cap, să-și piardă puterea, să-i scoată ochii. Deci noi trebuie să rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Că dincolo de dragostea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e dragoste. Bun, dar asta e unul din atribute, că Dumnezeu nu e numai dragoste, e mai mult decât dragoste. În Romani, capitolul 1, versetul 18 spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oamenilor care nebuși adevărul Dumnezeu în nelegiuirea lor. Deci dacă ai ieșit din perimetrul împărăției, ai ieșit din dragostea lui Dumnezeu, mai faci un pas și intri sub mânia lui Dumnezeu. Noi predicăm de un Dumnezeu care e dragoste, dar eu mai spun în completare și un foc mistuitor. Și Pavel spunea: uitați-vă dar la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Eu trebuie să predic toată Biblia. Deci Domnul vine și spune: rămâneți în dragostea mea. Eu așa de mult vă rog. Este așa un perimetru al împărăției, dragostea acesteia. Rămâneți în împărăția asta. Nu depășiți hotarele. Nu lărgiți calea. Nu fugiți de sub dragostea lui Dumnezeu, că un pas mai faci și intri în mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Nu știu până la urmă ce atitudine are Domnul față de toți oamenii care nu-L acceptă, nu-L primesc, dar am găsit în Sfânta Scriptură niște oameni care sigur beneficiază de iubirea lui Dumnezeu. În categoria acestor oameni aș vrea să fiu și eu și voi. Amin? Uite o categorie. Psalmul 146, versetul 8. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Ăștia sigur îți iubiți. Nu știu ce-i răzvrătiți, ce li se întâmplă și câte dragoste are Dumnezeu. Dar știu că Domnul iubește pe cei neprihăniți. Amin? Voi sunteți neprihăniți? Slavă Domnul! Știți că și eu m-am gândit mult dacă sunt neprihănit. Că dacă sunt neprihănit, eu am acces la dragostea lui Dumnezeu. Tot ne ocărăsc ăștia că românii nu știu să acceseze fonduri europene. Că acolo e o grămadă mare de bani și românii nu știu să iei, nu fac dosare. N-au acces acolo. E cam așa, e o grămadă mare dragostea lui Dumnezeu și noi nu știm să ajungem la dragostea lui Dumnezeu. O modalitate de a fi sigur de dragostea lui Dumnezeu e trăirea neprihănirii. Eu când sunt neprihănit, sigur Domnul mă iubește. Și pe voi vă iubește. Să ne ajute Domnul să fim neprihăniți, amin? Pe mine m-au interesat caracteristicile unui neprihănit. Când mă gândeam la cuvântul acesta, spun drept, nu la voi m-am gândit, la bucureșteni. Nu, eu m-am gândit la mine. Mă, oare eu sunt neprihănit? Și am vrut să arăt, să mă documentez cum arată un neprihănit.
Și am găsit în Proverbe, citim în capitolul 11, un verset care spune cam așa, versetul 23, dorința celor neprihăniți este numai bine. Bun, așteptarea celor rău în numai mânie. Înseamnă că un om neprihănit are numai dorință de bine. Hai să mai completăm cu Proverbe 21:15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine. De ce îl caracterizează pe un neprihănit din București, vă spun eu, eu știu acum. Dorința de a face bine, dar nu așa sălit. Pentru voi este o bucurie să faceți binele. Amin? Vă garantez eu că Dumnezeu vă iubește. Dacă faceți binele cu bucurie, vă iubește Dumnezeu. Și care e binele care trebuie să-l facem? În Proverbi, capitolul 12, citim în versetul 26, un verset așa. Cel neprihănit, noi pe omul ăsta îl urmărim în seara asta, arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi duce în rătăcire. Deci dorința de bine, un bine care îl face cu bucurie neprihănitul, îi că arată altora calea cea bună. Că multe căi par bune, dar numai una duce la viață. Și tu știi care e calea aceea. O arăți și altora? La prietenii tăi? La vecinii tăi? La colegii tăi? Aici spune prietenul, eu spun și la dușmanul tău. Îi arăți calea cea bună? Uite, calea asta bună, mergi pe ea. În Fapte, capitolul 18, când vorbește Scriptura de Apolo, avea un duh înfocat, predica Evanghelia, dar spune Biblia că, versetul 26, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. E vorba de Apolo. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Adică un om înfocat, tare în Scripturi, bazat pe ce spune, a venit o familie la dâns, a spus, măi Apolo, vin încoa, tu trebuie să mai știi ceva. Și i-a arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. S-ar putea ca unii din prietenii voștri să știe așa despre Dumnezeu la modul general. Dar acum vii tu, pentru că ești neprihănit și neprihănitul arată calea cea bună, prietenul. Și spun, măi, am să te mai învăț ceva. Am să te învăț cum trebuie să se îmbrace o bucureșteancă. Asta e chestie de amănunt, știi? Mai cu de amănunt un pic. Am să te învăț cum se raportează o familie de creștini la nașterea de copii. Că unii au așa niște învățături. Am să te învăț care e adevărul cu privire la botezul Duhului Sfânt, vorbea Octavian. Sunt niște amănunte. Ăsta era un predicator, domnule, grozav. El știa așa în linii mari doar. Și a venit Acuila și Priscila și i-a arătat mai cu deamănuntul. Măi, neprihăniți erau oamenii ăștia doi. I-a arătat la prietenul său calea cea bună. Sunt aici frați și surori dispuși să arate altora mai cu deamănuntul pocăința? Să arate mai cu deamănuntul pe unde e calea lui Dumnezeu? Să știți că pe ăștia Domnul iubește. Amin? Să ne facă Domnul așa. Uite o dorință de bine a unui neprihănit. Citim în 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 9. Spune cuvântul Domnului așa. După cum e scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Neprihănit în dorința lui bună, ajută pe cei săraci. Împrăștie de la săraci. Eu n-am venit după ajutoare la București și pot să predic cu inima deschisă, da? Dar sunt oameni care au nevoie de tine, de ajutorul tău. De la colecta asta, leuțul ăla care îl dați voi, sau cât dați voi în colectă, că nu știu, cât la București, cât spun în colectă? N-am observat, n-am. Am cunoscut un om, trăiește, 70 ceva de ani.
O temnat, dacă are 70 de ani, a făcut liceul la vremea lui, când puțin făceau liceul. O terminat liceul, a făcut institutul. O terminat șef de promoție. Și a fost repartizat la Câmpul Lung Moldovenesc. Fratele ăsta era un recitator de excepție. Spunea cineva că la 18 ani avea citit toate cărțile din Biblioteca Centrală. Dom'le, foarte deștept. Deschidea Scriptura, citea un verset și vorbea o oră. Era cunoscut, era o plăcere să-l vezi pe omul ăsta că vii într-un adunare. Știi că e frumos adunare. Era un om folosit de Dumnezeu. Ajunge la Câmpul Lung, nu-l întreabă nimeni nimic. La un moment dat, un frate îl întreabă, băi tinere, dar tu cine ești? Am terminat institutul, am fost repartizat la dumneavoastră, îi spune de unde sunt pocăit și lucrez aici la voi. Ăla se uită și că a mai venit unul la noi cu o plasă de un leu și când a plecat a trebuit un vagon ca să se mute, că la noi străiește bine. Toată primirea lui asta a fost. Luni de zi nu l-a folosit la nimic. Într-o duminică seara, e serbarea tineretului, cum era înainte. Vine un grup de la Rădăuț și păstorul, frate, ce aveți aici? Ăia se uită și că frate păstor, nu-i spun nume nici la unul, nici la altul, eu știu tare bine. Dar văd pe fratele acolo. Dar cine-i frate? Păi ăsta predică, recită. Nu știu. Și se duce miros la el, se dă mâna. Frate, cu cine puteți ajuta în seara asta? El se uită cu 3 lei la colectă. Acum nu știu cu cât ajutați dumneavoastră betelul. Înțelegeți? Dar și ăsta până la urmă este un ajutor, da? Că acum ăla neprihănit, revin la idei, el are dorință de bine. Arată prietenul său calea cu deamănuntul, măi, oameni buni, așa-i pocăința și în București și la noi în Bucovina. În al doilea rând, împrăște, dă la cei săraci. Psalmul cât 41, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Era un frate în Rădăuț, am mai povestit eu asta. Familia, băiatul lui i-a povestit. Băiatul lui care e un proroc și în vârstă și el. Avea o durere groaznică de stomac, se vârcolea în pat și nu mai găsea ameliorare și un pic de repaus. Cu ultimele puteri, mi-a povestit băiețul lui, o coborâ jos din pat, o lua Scriptura, o deschis-o la Psalmul 41 și o pus degetul pe versetul 3. Și a spus, Doamne, toată viața eu am împlinit versetul ăsta, de acum împlinește-l Tu. Că acolo spune când e pipat de suferință, Domnul ușurează durerile. Și îmi spunea băiatul lui, în momentul ăla, tata s-a ridicat, vindecat total și a trăit încă ani de zile. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. S-a predicat de frate Octavian că Dumnezeu își ține făgăduințele, amin? Ei, cel neprihănit arată calea cea bună prietenului său. E un mare vestitor al Evangheliei, da? Și nu numai păstorii și câțiva care au terminat nu știu ce școală. Tu, la locul tău de muncă, unde lucrezi, la școală, eu am multe întâmplări să vă povestesc de copii care s-au pocăit împreună cu alții, care au suferit ca niște martiri, până când au venit toată familia, acum ai păstori, e ordinat, Dumnezeu îl folosește, pentru că niște colegi de servici l-au adus, de colegi de școală. Arată prietenului calea, în al doilea rând, ajută pe cel sărac. Domnul să ne ajute și pe noi, amin? Dacă suntem la Cartea Proverbilor, mai scrie acolo un verset, în capitolul 10, parcă, hai să-l citim, cu versetul cât 16, hai să spunem. Proverbe 10 cu 16. Vorbim de cel neprihănit. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, dar ce rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Ăla neprihănit îl cunoști când se duce la magazin. Eu am vrut să verific treaba asta. Și m-am dus la un mall de ăsta mare și m-am dat deoparte și trecea o familie. Știam că-s pocăiți. M-am uitat acolo. Ulei, zahăr, orez, sare de lămâie, cuișoare, nu mai știu ce avea acolo. Și am spus, măi, femeie, e gospodin, are o casă de copii, uite, cumpără ce trebuie. Mă uit la alta, numai sticluță, numai rujuri, numai pensete. Eu nu vă spun ce am gândit eu. Asta e taina mea. Dar m-am gândit ceva. Că cel neprihănit
își întrebuințează câștigul pentru viață. Am o soră mai mare decât mine, ea are o prietenă la Suceava, amândouă, într-o adunare. O fată de la prietena asta îi dus în Italia, măritată cu un italian. Ce om pocăit, italian pocăit, îi merg în Italia la adunare. Ce om, ce caracter deosebit. Înainte de sărbătorile de iarnă, vin acasă și fac cumpărăturile. Și sora mea cu cumnatul meu, că mai bătrân decât mine, și familia aceea, cu fata, cu ginerile, și o pus acolo, la rând, cum se pune. Printre altele, el avea vreo 3 sticle de spumos, și era pus sticle de vin în picioare. Sora mea sta de vorbă cu dânsa, soacră sa, tot o lua sticle și le punea pe bandă culcat și trăgea pe ele foi de dafin, cuișoare, trăgea sare de lămâie, știi? Italianul s-a uitat supărat și iar le punea în picioare. Aceea iar le culca și le trăgea așa. Sora mea nu i-a spus nimic, era ei rușine. Dar Biblia spune că cel neprihănit, eu pe asta îl cunosc, își întrebuințează câștigul pentru viață. Măi, vezi câte o soră, că abia cumpără, duce, să uită, probează o mașină de spălat. Măi, să fie bună, să încălzească, au câte o casă de copii la noi. Și măi, băi, ce femeie gospodină. Alta iese cu un cărucior, cu un cutioi mare, cu o plasmă. Tot nu știa cât e diagonala. Și eu mă gândesc, măi, oare care sunt mai neprihăniți din astea două? Eu știu ce spun, dar voi gândiți voi acum, dar suntem mari. Că cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, cel rău pentru moarte, na. Apoi mai am un gând aici. Câte lucruri aveți acasă care nu vă trebuie? Care nu vă trebuie? Eu am vrut să fac, eu sunt de la țară, am animale, mă dați pe internet, iar mă judecă copiii. Tata nu mai spune că e țăran. M-am dus într-un șopron să fac curățenie, tot ce avea acolo îmi trebuia. Două hamuri, că m-a avut cai, două hamuri pus în cui, cum să aruncă hamurile? Niște păturele care puneam pe cai, o găleată cu care da bunicul meu casa cu păcură. Și mă uit acolo, n-am ce arunca. Vine nevasta, tot arunci de aici. Că nu poți face curățenie până nu arunci tot, nu? Nu poți să faci curățenie până nu arunci tot. Mă, și m-a supărat și am aruncat vreo 3 căruți pline și am făcut curățenie. Nu mi-o trebuie de atunci până acum niciodată găleata aceea cu păcură, nici hamurul, nici păturile cele rele. Atunci îmi trebuiau. Și așa-i câteodată prin dulapul la dumneavoastră. Dai să iei o haină și mai cad două, că o smulge așa. Dar de ce aveți așa de multe și nu vă trebuie? Știți că alții nu au? Știți că alții nu au? Eu m-am întâlnit familii care aștepta să vii băieți la școală dimineață ca să iei penarul să ducă cealaltă. Că nu aveau. Și astea nu-s povești, sunt realități. La noi, haine și papuci, când facem dulapuri, mai facem un dulap să încapă. Lucru care nu-l porți niciodată, dar nici nu-l dai la nimeni. Că e bun să fie acolo, nu e bun să fie acolo. Este o bancă în România care transformă valuta asta pământească, o convertește în valută cerească. Asta e casa orfană, nu? Casa văduvei, casa săracului, pe săracii veți avea tot timpul. Nu că el e vinovat, Domnul lasă pentru tine. Când ai avut ultima depunere la bancă? Să dai din puținul sau din multul tău, să dai și în acela care nu are. Că asta face neprihănitul, își întrebuințează câștigul pentru viață. Isaia 55:2. Pentru ce cântărești argintul pe lucru care nu satru? Pentru ce dai câștigul muncii tale pentru ceva care nu-i bun? Și câte lucruri inutile cumpărăm noi și poate și la Domnul e rușine dacă s-ar uita în coșul nostru de cumpărături. Doresc ca Domnul să ne dea pocăință. Eu știu că cei neprihăniți sunt iubiți de Domnul. Neprihăniți asta fac. Iar în 2 Petru, capitolul 2, versetul 8, vorbește de un neprihănit acolo. Și spune cuvântul Domnului așa, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor,
își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor vedea și auzea de faptele lor nelegiuite. E vorba de Lot, care locuia în Sodoma și Gomora. Un om neprihănit condamnă societatea păcătoasă, se dezice de ea. El își chinuiește sufletul. Să vedeți când doi oameni vorbesc de steaua și dinamul, că au mici steaua și dinamul, și se nimerește un neprihănit între dânsă, să vezi că ăla e chinuit. Ăla nu poate să vorbească. Să vezi când niște oameni vorbesc de Dăncilă și de Iohannis, poftim, suntem în București. Să vezi un neprihănit că el nu suportă astea. Ăștia schinuie sufletul. Nu mai vorbesc de reclame și de seriale și de câte și mai câte. Neprihănit să schinuie sufletul. Într-o societate murdară, perversă, într-o societate stricată în care trăim, că ăsta e adevărul și o strictare, Dumnezeu are în București câțiva oameni care sunt neprihăniți. Știți când a venit vorba să pedepsească Ierusalimul, o strigat Dumnezeu la un înger, trec prin cetate și fă un semn la aceia care îi suspină. Și a trecut un om cu călimare și întâi i-a însemnat pe ceia credincioși. Dumnezeu are în București oameni care condamnă păcatul, oameni care se dezic, oamenilor că nu le trebuie nici Liga Campionilor, nici politică, nici alte lucruri. Lor le trebuie Hristos și mântuire. Doamne, ajută-ne! Apoi cum să nu ne iubească Domnul pe noi? Domnul iubește pe cei neprihăniți. Vreți să fiți iubiți de Domnul? Nu știu ce face Domnul când Ieremia, parcă 15:6, când vorbeam odată de mila lui Dumnezeu, strigă Dumnezeu, m-am săturat de milă, sunt sătul de milă, gata. Nu știu ce face Dumnezeu cu aceia care se răzbrătesc, dar știu că pe cei neprihăniți se iubește. Ce înseamnă neprihănit? Neprihănit înseamnă să ai credință. Roman 4:3, că ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost ocotită ca neprihănire. Doamne ajută-ne, amin? Ce înseamnă neprihănit? Sunt două stări pe care Domnul îi socotește ca neprihănire. Credința, și în Psalmul 106, versetul 3, vorbind de Finias, spune cuvântul Domnului că lucrul acesta, 106 cu versetul 30, versetul 3, dacă am spus 3, am greșit eu. Dar Finias s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit și mai departe, lucrul acesta i-a fost socotit ca o neprihănire. Deci credința e socotită ca neprihănire. Și ce mai socotit în neprihănire? De aici mergem în Numeri, capitolul 25, cu versetul 11, și spune că Finias în râvna lui a făcut judecată și Domnul s-a oprit din mânie. Deci râvna îi socotită ca neprihănire. Câte râvna aveți dumneavoastră? Filipeni 2:22, Pavel vorbea de Timotei, spune, știți râvna lui încercată. Râvna se măsoară în prezență la adunare. Da? E bun? Îmi dați voie să mă laud? Eu am mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată la adunare. Dacă ieri n-am fost la noi la Bosanci, am fost la fratele Nicu, care ne-a găzduit Domnul să-l binecuvinteze. Eu nu lipsesc de la adunare, de ani și ani de zile. Poate e râvnă, poate e plăcere, poate conștiința mea îmi spune asta. Dumneavoastră aveți râvnă să veniți la adunare? Râvnă să vii la repetiție. Acum dirijorii mă laudă, nu știu cine-s dirijori. Dacă îmi faci repetiție, jumate corul nu a venit sau cei mai buni nu au venit. Eu știu cum e. Am cântat din clasa 8-a în cor, până m-o dat afară. Dar ne trebuie râvnă. Râvnă să vii la o priveghere, la o mormântare. N-ai cu cine îngropa mortul câteodată. Dar unde-s frață, că o adunare mare, toți au treabă, toți îți văd de-a lor, dar de adunări cine își vede? Și aici ne trebuie multe râmne. Râmna renunță la... Ne-am închis într-o carapace a comodității ca Mielcu, să fie frumos la adunare, să cânte corul, să cânte grupul, să fie predicatori. Dar tu ce faci, întreba fratele Octavian? Consumator de har și oxigen în adunarea din Betel, dar râvna ta care? A fi neprihănit
înseamnă să ai râmnă. Amin? Efeseni 4:23, v-ați înnoit în duhul minții voastre, da? Și v-ați făcut de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, versetul 24. O neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. A fi neprihănit înseamnă să trăiești în adevăr. Psalmul 11, versetul 7, neprihănire înseamnă să trăiești în dreptate. Dumnezeu să ne ajute, amin? Suntem neprihăniți? Fraților, peștele nu poate trăi pe uscat. Nici oamenii nu pot trăi în apă, au mediul lor. În 2 Petru, capitolul 3, cu versetul cât 14, parcă, da? Hai 13. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui? Măi, n-am cum păcătoșii să ajungă în rai, n-au cum. Dar dacă ar ajunge, unul ori muri în rai. Că acolo, în loc de oxigen, noi respirăm neprihănire. Și dacă nu ne-am învățat cu neprihănirea de la București, cum o trăi acolo? Dumnezeu să ne ajute să fim neprihăniți. Amin? Deci, eu plec cu convingerea că există o categorie de oameni pe care Dumnezeu îi iubește. Ăștia se cheamă neprihăniți, care au dorință de bine, arată prietenilor calea, ajută pe cei nevoiași, îs înțelepți în cheltuielile care le fac și se dezic de o societate păcătoasă. Ăștia sunt oameni plini de credință, de râvnă, de adevăr și dreptate. Și ăștia vor locui în cer. Amin? Să ne ajute Domnul. Dacă plecăm de la Psalmul 146, unde e Psalmul 146, mai dăm o foaie, ajungem la Psalmul 147, versetul 11. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, de cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. O altă categorie de oameni garantat iubiți de Dumnezeu sunt oamenii care se tem de El. Și eu am încadrat teama de Dumnezeu între poruncă și plăcere. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zbura pe mijlocul cerului cu o evanghelie. Dar în versetul 7, îngerul striga ceva: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Asta e porunca dată de îngeri care zbura prin văzduh și striga la toți din adunarea Betel: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Asta e poruncă, nu? În Daniel, capitolul 6, versetul 26-27, Darius dă o poruncă și spune: poruncesc în toată întinderea împărăției mele tot să se teamă de Dumnezeul lui Daniel, care l-a scos din groapa de lei. Are o împărăție care va domni veșnic și nu va avea sfârșit. Asta e poruncă. Temeți-vă de Dumnezeu. Între poruncă și plăcere. Isaia 11. Atunci o draslă va ieși din tupina lui Isai și un vlăstar din rădăcinile lui. Duhul Domnului, versetul 2, se va odihni peste el. Versetul 3, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Vă place să vă temeți de Domnul? Nu, ăștia care se tem de Domnul din plăcere, nu? Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace, se dea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt să înmulțea. Între poruncă și plăcere există teama de Dumnezeu. Pe cei care se tem de El, pe aceia Dumnezeu îi iubește. Să fim și din categoria asta. Asta e al doilea dosar. Accesăm pe altă cale dragostea lui Dumnezeu. Odată să trăim în neprihănire, a doua oară ne place să ne temem de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Nu intru în detalii, că în dragoste nu este frică, da, Ioan 4:18, nu intrăm în detalii. Vă spun numai un lucru. Teama de Dumnezeu se învață. Așa spune Daniel în Deuteronomul, ca să vă învețe să vă temeți de Domnul. Știi cu ce ocazie? Darea legii.
muntele cuprins de foc, de negru, spun în Evrei 12, voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, de negru și de întuneric. Și porunca aceea era de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur, că dacă un dobitoc se atingea de poala muntului, trebuia ucis cu zame, ci v-ați apropiat, spune el mai departe. La darea legii, Dumnezeu coborâ pe vârful muntelui, poporul o tremura, s-a depărtat și a spus, Moise, nu mai vorbească Dumnezeu, vorbește tu, nu putem asculta. Dumnezeu i-a învățat teama de El. O vrut să arate cine e El. Dar în Eclesiastul, capitolul 12, cu versetul 13 și 14, spune acolo, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temeți-vă de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu, repet, să învață. În Împărați, capitolul 17, când urși, lupi și leii mâncau populația, le-au trimis de la împăratul, de la capitală, niște preoți, ca să învețe să se teamă de Domnul. Că ei erau debordați. Împăratul a adus oameni din Babilon, din Sferfervaim, din Cut, din Ava și i-a băgat acolo în cetățile Samarie. Ăștia aveau idolii lor. Era o confuzie teribilă acolo. Și au venit împăratul și a spus, mai trimite niște preoți al lui Jehova ca să-i învețe să teamă de Domnul. Că în Maleahii 2 cu 7 spune că de pe buzele preotului se așteaptă înțelepciunea. Să ne dea Domnul înțelepciunea asta, amin? Și să ne ajute să ne temem de Domnul. Doamne ajută din asta. Apoi mai spune Petru că teama asta o mai folosim. Să fiți întotdeauna gata să dați socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeță și cu teamă. E vorba de respect, de reverență și Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, dacă ne uităm la chivotul Domnului și locul unde El a fost așezat, Dumnezeu a vrut pe evrei să învețe întâi respectul și teama, după aceea să le arate să învețe dragostea. Când a făcut Dumnezeu, a poruncit în Exod, capitolul 25 și 26, a poruncit facerea cortului în două capitole, știți dumneavoastră că acolo era locul sfânt, locul preasfânt și așa mai departe. Chivotul era în locul preasfânt. Da? Acum caut un alt verset. Chivotul a fost dus în casa lui Obed-edon, a fost luat de filisteni, a dus înapoi și acum David aduce chivotul înapoi și spune în 2 Samuel, capitolul 6, versetul 17. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului. Prima dată chivotul era într-un capăt de cort, era simbolizat curtea de afară, locul sfânt și locul preasfânt, dincolo de perdea, nu-l vedea nimeni chivotul. Și Dumnezeu i-a învățat pe evrei teama de chivot, l-a rupt pe Uza în două, așa, și acum i-a prins teama. Când a făcut David un cort, a făcut un cort mare și a pus chivotul în mijlocul cortul. Dumnezeu voia să-i învețe dragostea, intimitatea, părtășia cu Dumnezeu. Când s-a făcut consiliul acela de la Ierusalim, după ce s-a făcut vorbă mult, în Fapte, capitolul 15, citim acolo, se ridică la final Iacov, fratele Domnului, și printre altele spune așa, când au încetat de vorbit, hai să luăm versetul 14. Și cu faptul acesta, 15, se potrivesc cuvintele prorocilor, versetul 16. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David. Domnul a vrut să reabiliteze nu cortul Moise, cortul lui David. Nu frica aceea de Dumnezeu, ci părtășia cu Dumnezeu. Și acum asta le spune Iacov, Domnul a ridicat din prăbușirea lui, din Amos, capitolul 9, este prorocie, da, cu 11, voi ridica din prăbușirea lui cortul lui David. Asta reprezenta biserica, unde Hristos e în mijloc, da, și unde adunarea se adună în jurul lui Hristos. Asta înseamnă că avem părtășie, avem intimitate, respectând pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Doamne ajută-ne, amin? Pe cine iubește Dumnezeu? Pe cei neprihăniți,
pe oamenii care se tem de El. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc, spune acolo 147:11, în bunătatea Lui. Adică care recunosc dependența lui Dumnezeu. Toată călătoria din pustie, din Gosen până la Gilgal, evreii au depins de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a binecuvântat cu haine de firmă. N-aveți voi firmă în București. 40 de ani, hainele nu s-au învechit, nu că nu s-au rupt, măi, surorilor, oameni buni, nu că nu s-au rupt, hainele nu s-au învechit. Purtați voi o haină, de unde vreți, eu nu cunosc firmele. Eu nu știu ce firme sunt, știu că o dată eram la Botoșani și am pus haina pe spătar și trecând un frate mi-a dat-o jos. Altul mi-a scuturat-o, că i-a dat jos haina fratelui Dragoș și mă întreabă, îi George Armandi? Eu zic, nu știu, din bazar, că-l chema Armandi, că-l chema Vasile, nu știu, na. Că eu nu cunosc la haine de firme, dar știu că 40 de ani hainele nu s-au învechit. La evrei le-au crescut papuși în picioare. Și nu s-au rupt papuși, dați voi încălțăminte, poartă 40 de ani o pereche de pantofi și nu se învechesc pantofii. Ei au depins de Dumnezeu. Le-au dat tone de mană, trenuri, garnituri de prepelițe, le-au dat acolo să mănânce. Le-au dat apă din stâncă și spunea în Deuteronom 8:3, recunoașteți că depindeți de Dumnezeu. Domnul v-a dat pâinea celor mari ca să înțelegeți că omul nu trăiește numai cu mâncare, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Evrei au depins de Dumnezeu. Și acum spune că Domnul iubește pe cei ce se tem, pe cei ce nădăjduiesc în bunătățile Lui. Asta înseamnă dependență de Dumnezeu. O avem? Mergem dimineața și spunem, Doamne, pâinea mea cea de toate zilele o dă-mi eu azi. Asta înseamnă că eu depind de Dumnezeu. Spunea fratele Octavian că la ei în Botoșan, după Revoluție, o reporteriță din asta a venit la o femeie de preot care avea 13 copii și cu ei 2, 15. Și-a întrebat doamna preoteasă, 15 ori 3, 45 de porții de mâncare. Cum asigurați mâncarea asta în fiecare zi? Și aia spune, doamna reporter, la noi în casă de 45 de ori se spune Tatăl nostru. Că acolo spune pâinea noastră, dă-ne-o, și la noi nu mănâncă nimeni fără să spună Tatăl. Bă, păi într-o casă se spui de 45 de ori o rugăciune, nu aude Dumnezeu? Nu ascultă Dumnezeu? Noi depindem de Dumnezeu, pâinea noastră la El, amin? Depinde și voi? Nu, de Parlamentul Europei, nici de PNL, nici nu știu cum se cheamă ăștia la... Noi depindem de Dumnezeu și Dumnezeu nostru e bogat, frate. Tatăl nostru guvernează cerul și pământul. De ce să vă temeți? Ați văzut acum, în ultima vreme, oameni morți de foame? Noi avem un frate, are 91 de ani. Măi, așa, atât de lucid, atât de frumos predică. Și-a predicat fraților, ce cu nemulțumirea? Eu când eram copil, am prins războiul, ne-au dus în evacuare, câte 3 zile nu mâncam nimic. Eram copil și mă însuiam și mâncam clei de cireșe. Nu avem ce mânca, fraților, ne povestea el și noi ne plângem. Măi, așa de era de rușine când predica omul ăsta și era toamnă și eu mă duc la un prieten de-al meu și vorbeam de agricultură, că eu am cartofi, cultiv pământul. Băi, Dorin, cum ai cartofi? O spune, mulțumesc la Dumnezeu, ce mai frumos din satul ăsta ai mei, tu n-ai auzit predica. Ne-era rușine să spunem că ceva nu-i bun la casele noastre, că atâta de bine trăim. Și tot ne temem și tot ne mulțumim. Dumnezeu să ne ierte. Pe cine iubește Dumnezeu, pe cine neprihăniți? Pe cine iubește Dumnezeu, pe cei ce se tem de El și recunosc dependența de El. Și nu mai citesc, dau numai tema acasă la predicator. În Ioan, capitolul 14, versetul 21 sau 23. Hai, 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Știi pe cine iubește Dumnezeu? Pe cel care păzește cuvântul. Pe cel care are poruncile, spune versetul 21, și le împlinește. Aveți cuvântul? Aveți poruncile? Le împliniți?
Măi, sunteți iubiți de Domnul, măi. 1000 să cadă la dreapta și 10.000 alături. De tine nu se va apropia. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea nici o orgie nu se va apropia de El. Noi îl iubim pe Domnul, El ne-a iubit întâi, ne-a iubit, dar printre favoriții Lui de pe pământ sunt aceia care sunt neprihăniți, acei care se tem și depind de El și aceia care păzesc Evanghelia. Nu știu dacă am predicat frumos, eu am vrut. Odată vorbeam cu fratele Virgil Neagu și el spune, măi, nu toate predicile sunt reușite, dar am mulțumirea că am vrut să predic frumos. Dacă n-am reușit, n-am reușit, dar am vrut. Eu am vrut să predic frumos. Am ales un subiect frumos, de dragostea lui Dumnezeu. El ne-a iubit întâi și acum îl iubim noi pe El. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin.